v-am găsit, dragi telespectatori, vă invit pentru câteva minute să asistați la o discuție pe teme creaționiste, evoluționiste, biblice. Avem ca invitat astăzi împreună cu noi pe Romulus Câmpan, reprezentant pentru Europa Centrală și răsăritean al Centrului de Cercetare în Creație din Australia, condus de lectorul inginer geolog John Mackay. Bine ai venit, Romulus, în mijlocul nostru. Bine te-am găsit, bine v-am găsit. Subiectul pe care vreau să-l discutăm acum se referă din nou la om, se referă la animale. Cât este de diferit omul de animale? Este diferit omul de animale? Mulți îl pun pe om în mijlocul animalelor sau undeva deasupra animalelor, ca evoluând din ele. Putem să discutăm despre asemănările omului cu animalele, diferențele dintre om și animale, pentru că există, acum există diferențe între animal și animal, între o specie și altă specie. Omul este doar o specie mai evoluată și atât? Apropo de asemănarea eventuală dintre om și animale, mi-aduc aminte că acum câtva timp lumea științifică și oamenii în general au rămas șocați când li s-a spus că din punct de vedere al geometriei anatomice, cel mai apropiat animal de om este porcul. De aceea se întreprind deja cercetări serioase și există nu numai tentative, ci sunt deja în curs experimente genetice prin care se încearcă aducerea organelor de porc la o apropiere genetică cât mai mare de organele omului, întocmai pentru a compensa penuria de organe de schimb necesare transplanturilor în cazul în care oamenii au nevoie de așa ceva. Conformația anatomică, deci poziția organelor, forma acestora și mărimea acestora la porc este, din, mă rog, fericire sau nefericire pentru porc, foarte aproape de cea a omului. Bineînțeles, diferențele de constituție și informația genetică este în parte cu totul diferită, însă, da, există deja porci care sunt manipulați genetic pentru ca țesuturile lor să fie cât mai aproape de tipul de țesut uman pentru ca respingerea să fie cât mai mică. Așa că atunci, îmi pare rău, da. Atunci când cineva este făcut porc, da, este jignit. Ceea ce îmi spui tu este... oamenii de știință, de fapt, vor să aducă porcul să fie asemănător cu noi. Este o chestiune destul de sensibilă. Nu știu dacă s-ar fi gândit vreodată cineva să încerce să manipuleze genetic un animal ca să devină mai aproape de, mă rog, de om, vorbesc în ghilimele. Dacă n-ar fi existat această teorie a evoluționismului care să spună că omul nu este de fapt la urma toată decât o coroană a evoluției, că nu pot să-i spun coroana a creației, deci un sfârșit de drum. Nu știu dacă eventual, e sfârșit, s-ar putea să evoluăm în altceva. Nu. Oamenii de știință evoluționiști au ajuns la concluzia, da, că omul, da, că omul este capătul evoluției. Deci, interesantă. Da, până acum am vorbit de evoluție, tot timpul evoluția era adevărată. Probabil din moment ce creaționiștii au spus că evoluționismul nu este repetabil, s-ar fi gândit să-l întrerup acum și dacă nu, tot mai au nevoie de el. Da. Am ajuns la climaxul evoluției umane, au zis să-l oprească și... Totuși puțin să fim sistematici, da, și să lăsăm gluma la o parte, da. Îmi place să glumesc. Putem să punctăm câteva diferențe dintre om și animale? Da, da, da? Bineînțeles. Cea mai mare diferență dintre animal și om derivă din creație. În Geneza, în capitolul 1, citim că Dumnezeu l-a creat pe om după chipul și asemănarea sa. Este versetul: să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu. Nu se vorbește niciodată de animal, de absolut nimic altceva decât de om, deci, că ar purta în el chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Deci omul este o creație cu totul specială. Este de parcă Dumnezeu a vrut să, creindu-l pe om, să reproducă acele calități
inexprimabil de frumoase ale sale, într-o lume de care să se bucure. Omul este un fel de, de continuare a iubirii lui Dumnezeu față de calitățile cu care este Dumnezeu înzestrat, calități perfecte. Dumnezeu este perfect mulțumit de frumusețea și de măreția sa. Este un concept atât de străin pentru omul care de obicei când este mulțumit de sine începe să aibă de fapt probleme și asta este un lucru real. Dumnezeu este încântat de frumusețea și perfecțiunea sa pe care s-a gândit în modul cel mai normal să o vadă înaintea sa. Este probabil una dintre motivele pentru care s-a înconjurat de această minunată creatură care este omul, dar care este extrem de diferită de animale, tocmai din acest punct. Deci Biblia îl declară pe om mai mult asemănător cu Dumnezeu decât cu animalele. O, bineînțeles, da, sigur că da, sigur că da. Mai departe, omul nu este numai ființă fizică, deci țărână, da? Deci da. Parte materială, ci are și o parte spirituală. Un verset superb este Geneza 2:7, care este din nou o diferențiere atât de marcantă între ceea ce știm că este animalul și ceea ce este omul. Spune Dumnezeu, Domnul Dumnezeu l-a făcut pe om din țărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu. Este parcă un gând de o măreție de nemăsurat să mă gândesc că acea suflare care este în mine este un ecou permanent al respirației lui Dumnezeu în mine, deci prin Adam pe care am moștenit-o eu, este un gând pe care pe mine mă umple de bucurie să știu că acea respirație pură, suflu dătător de viața lui Dumnezeu, este ceea ce îmi dă mie viață în mod continuu prin respirația pe care... Știi, Romulus, și este interesant că mulți oameni se raportează la animale și le socotesc pe animale ca fiind ființe, pot să zic chiar umane, dar să-ți dau un exemplu, un vecin de-al meu și-a chemat copilul în casă și îi spune, hai cu tata, vino acasă. Și câinele era în curte și spune câinelui, du-te cu tata în cușcă. Deci cu tata era și da. Cu copilul lui, da. Cu tata era și cu câinii, au nume, pisicile au nume. Da. Punem nume ființelor dragi. Nu cumva este o dovadă a faptului că există evoluție și că acele lucruri sunt... Îți dau un exemplu foarte neserios. Acum tu ai vorbit de vecin. Eu îți vorbesc de noi, de mine și de soția mea. Noi avem, prin harul lui Dumnezeu, avem doi copii și unul pe drum. Deci avem un copil mai mare, unul mijlociu și unul de vreo 17 mm, pe care îl iubim foarte mult. Și am primit un cățel. Și ținem la el foarte mult, este negru și păros și îl cheamă Otello. Și la un moment dat, așa, e foarte drăgălaș și l-am denumit în marea noastră dragoste și într-un așa un eflux de bucurie copilașul nostru păros. Așa că sunt un fel de tată adoptiv pentru cățelul meu, copilaș păros, care probabil înțelege el cu mare bucurie că pe el îl consideră aproape așa de important ca și pe oricare membru al familiei și ne gândim să-i asigurăm toate condițiile. Însă este totuși un lucru foarte serios din Biblie. Omul se simte răspunzător față de animal și este tot din cauza lui Dumnezeu. Animalul nu se simte răspunzător față. Absolut. Exact. Cu toate că animalul știe în mod instinctiv. Animalul nu se teme de alt animal. Animalul nu poate să fie, în ghilimele, subjugat din punct de vedere al subordonării față de o altă rasă de animale. Deci o maimuță sau o altă, să zicem, coroană eventuală a evoluției, să spunem, până la nivelul respectiv. O gorilă niciodată nu poate să comande un câine, nimic. Deci maimuța nu poate să înrămurească pe câine. Interesant observație. În schimb, omul, da, de ce? Pentru că omului Dumnezeu i-a dat în stăpânire ceea ce Dumnezeu crease. Este un act, se spune, de delegare a autorității, un act superb pe care Dumnezeu i-l a conferit omului, fără, în momentul respectiv, de ce calități dispunea omul? Ce dovedise omul atât de bun din sine însuși, ca să merite acest lucru când a primit, când i s-a conferit toată această autoritate de către Dumnezeu? Nimic, da. Însă este tocmai respectul lui Dumnezeu pentru acea calitate inegalabilă a omului între toate creaturile, care face, așa cum ai spus, mult mai apropiat de Dumnezeu decât de animale. Spuneai într-o zi, într-o discuție pe care am avut-o, că Adam al cui este în Biblie?
și Adam este al lui Dumnezeu. Deci o problematică minunată. Spune versetul în felul următor: el, adică omul, să stăpânească peste păștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târturile care se mișcă pe pământ. Deci Dumnezeu i-a conferit omului ceva inegalabil de frumos, i-a conferit autoritate pe care omul ar trebui să o exercite cu răspundere față de Dumnezeu. Ca să-mi dai voie să punctez până acum, deci o diferență dintre om și animal este că omul poate să domesticească alte animale, pe când o specie nu poate să domesticească o maimuță, nu poate să domesticească o oaie. Și asta e un gând foarte frumos. Mai poți să ne spui și alte, eu bănuiesc că alte diferențe, dacă poți să ne le prezinți? Una dintre ele este responsabilitatea. Oamenii sunt, spun teologii în primul rând, și mie îmi place foarte mult discuția, îmi place foarte mult discursul teologic, pentru că teologia este într-adevăr știința care, prin care pot să găsesc răspunsuri la tot ceea ce mă înconjoară, în cazul în care este teologia adevărată, deci a Sfintelor Scripturi. Deci, omul este responsabil în fața lui Dumnezeu. Este ceea ce numește teologia responsabilitatea verticală a omului. Deci avem responsabilitate orizontală unii față de ceilalți, responsabilitate care se poate întâlni la nivelul animalelor. Deci animalele sunt responsabile, este spiritul de grup, de turmă, da? Au grijă unele de celelalte, indivizii mai puternici, de obicei masculi, sau în alte grupuri de animale, cum ar fi elefanții, este femela dominantă, care are grijă de integritatea grupului. Deci găsim această responsabilitate orizontală, însă nu găsim responsabilitatea verticală, deci față de Dumnezeu la animale nu o găsim. Cu toate că spune Scriptura că animalele răgând, deci strigând, o știm că animalele când strigă o fac în sus, este un lucru interesant. Deci Scriptura spune că își așteaptă hrana de la Dumnezeu. S-ar putea ca animalele să înțeleagă și să vadă mai mult în modul lor din realitatea spirituală pe care noi nu o mai vedem. Un lucru important, animalele n-au păcătuit. Traiul și viața pe care o duc ele este parte a blestemului pe care noi l-am cauzat. Care noi l-am făcut. Deci s-ar putea ca uneori să trebuiască să ne comportăm cu animalele mult mai civilizat decât o facem. Noi ne comportăm cu animalele câteodată într-un mod bestial. Le batem, ne purtăm urât cu ele, de parcă ele ar fi vinovate pentru ceea ce se întâmplă, când de fapt noi suntem vinovați pentru absolut orice fel de comportament ciudat. De multe ori suntem atât de bădărani cu animale și Biblia spune să le respectăm. Cineva spunea o afirmație pertinentă: natura este un fel de casa noastră. Nu să o respectăm. Eu când intru în casă mă descalz la ușă, pentru că este casa mea, eu aspir, știu că este greu. Trebuie să respectăm. Exact. Putem să punctăm și alte diferențe? Deci, spuneam de responsabilitatea morală față de Dumnezeu. Într-adevăr, este numai omul responsabil din punct de vedere moral, din punct de vedere etic, să-și păstreze standardele față de care o să facă decizii, o să ia decizii și o să își facă treburile, să-și păstreze acest standard dependent în continuu de Dumnezeu și de cuvântul său. Ei, mai sunt niște detalii, putem să le spunem, la îndemâna oricui. Omul este singurul care dispune de locomoție verticală normală, deci acea locomoție verticală, să spunem, a ursului pe două picioare sau a maimuței pe două picioare, este o deplasare în care se balansează un centru de greutate și, de fapt, pășirea nu este o pășire normală, pășirea omului prin care își deplasează centrul de greutate consecutiv mișcării picioarelor, ci este o deplasare prin balansare în care se deplasează centrul de greutate deodată cu mișcarea piciorului. Deci este o chestiune cu totul diferită. Apoi este vorbirea, este scrierea. Degeaba spun că papagalul vorbește. Deci e o chestiune, el poate să imite. Și casetofonul vorbește. În mod limitat. În mod limitat poate să o facă, dar să spunem că papagalul vorbește, ar fi interesant să vedem, de exemplu, un papagal în timpul unui monolog pe care l-a conceput singur. O poezie scrisă de un papagal. Sau să spună o poezie. Ar fi o chestie destul de interesantă. Deci nu are creativitate un animal, nu are inventivitate, ceea ce omul are. Totuși, scuză-mă că te întrerup, chiar am observat un documentar despre albine. Da? Și erau foarte inteligente albinele.
Nu putem să discutăm despre inteligență la albine? Uite, de exemplu, când este cald, vara, albinele se pun în fața intrării stupului și încep să dea din aripioare, creând astfel un fel de aer condiționat, am spune noi acum. Perfect. Deci observăm inteligență la, de-a lungul evoluției, îți dai seama, acele albine au învățat unele de la altele, bătrânele albine, cum trebuie să facă paianjenul, ca să facă o pânză aceea, a trebuit sute, mii de ani ca să învețe cum să-și țeasă pânza. Deci este o știință acolo. De ce spui așa de urât despre animale, cum că ele nu ar avea inteligență? Au inteligență. Este ca și când, ca și cum vorbeam la un moment dat despre fulgii de zăpadă, care sunt frumoși numai pentru ei înșiși, și frumusețea geometrică a acizilor nucleici, care poartă informație nu pentru sine, ci informație în vederea reproducției, deci în vederea indivizilor care vor urma din procesul reproductiv. Ei, același lucru este și la albine. Deci albina face tot ceea ce face pentru propriul ei interes. Deci albina se hrănește, albina culege tot ceea ce culege, nu pentru noi. Deci albina nu culege pentru oameni, nici pentru apicultori. Da. Este o înțelegere mai mult sau mai puțin forțată. Deci să nu uităm că omul, când merge să scoată în mierea, merge, duce cu el fum. Deci nu duce cu el nici cerere și nici nu are un contract semnat anul trecut. Ții minte, anul trecut am venit fără fum, poți să vin și anul ăsta. Atunci spune că albina, într-adevăr, și mi-a venit un gând și dăm voie să ți-l împărtășesc așa hazdiu cum este, dacă albina, ea face în stup ventilație, da? Da. Păi trebuie să o facă dacă nu moare. Deci asta este o chestie de autoconservare a speciei pe care Dumnezeu o a dat-o fiecărui animal. În schimb, atunci spune că albina este într-adevăr inteligentă în momentul în care și-ar ventila, nu stupul unde își adună mierea, ci și-ar ventila o cameră de zi sau o cameră de hotel apicultoresc, în care după o vară de muncă s-ar retrage împreună cu perechea ca să petreacă un timp plăcut în discuții, cu o piscină mică, deci nu dormind toată iarna. Deci a face ceva pentru a-ți conserva mâncarea ta, mă rog, progenitura, asta este un lucru. Da. Omul poate să facă chestiuni superbe. De exemplu, sunt sigur că tu cu soția ta, eu cu soția mea, fiecare creștin în parte cu soțul și soția, se pot gândi la lucruri extraordinare care fac parte nu din munca lor, nu de perpetuarea speciei, ci pur și simplu numai de dragul de a petrece timp împreună, de dragul de a se simți bine. Deci acesta este un concept, comoditatea și aprecierea lucrurilor frumoase, de lux, artistice, sunt chestiuni care, în afară știu că, din câte știu, este o pasăre care își împodobește, o pasăre terestră mai mult, care își împodobește împrejurimile cuibului cu tot felul de pietricele și de... Dar asta are scop reproductiv, deci nu întotdeauna vorbim de așa ceva, deci... De fapt, Biblia spune că furnicile dispun de inteligență. Chiar ne îndeamnă Biblia să ne uităm la furnici și să învățăm de la ele. Dar oare, nu știu, n-ar fi fost mai bine să nu se fi scris niciodată pasajul respectiv și să rămânem noi la, nu știu, la miriadele de informații pe care Dumnezeu le-a dat lui Adam după creație. N-ar fi trebuit să-i spună Dumnezeu, probabil dacă nu era păcatul, n-ar fi trebuit să-i spună: de ce? Păi uită-te la furnici ce fac ele. Într-un fel omul a ajuns chiar sub regnul animal, astfel încât noi să ne uităm cumva în sus la furnici. Ia uită-te cât de inteligente sunt acele mici care n-au conducător și totuși uite de cât... Te-ai gândit deodată până acum la asta? Acum mă gândesc cu umilință. Dumnezeu trebuie să arate către un animal, să mă facă să învăț de la animale. Da, este atât de decadent am ajuns încât... Din păcate, da. Și totuși este interesant pentru urechile noastre să auzim ca teolog să prezinți omul mai decăzut decât animalul. De ce o faci lucrul ăsta? Noi creștinii spunem că Dumnezeu ne-a creat undeva deasupra animalelor și acum am ajuns la concluzia că Biblia se raportează la noi ca la un moment dat, uită-te la animale și învață de la ele și nu numai de la furnică este acolo. De ce toate lucrurile astea? S-a întâmplat ceva cândva? La o sesiune de comunicări pe care directorul instituției noastre a ținut-o la Budapesta, a întrebat una dintre persoanele de față, a întrebat următoarele.
Domnule lector, aș dori să-mi spuneți dacă Dumnezeul de care vorbiți este așa de bun, cum spuneți dumneavoastră, atunci de ce sunt războaie? Și aș dori să întreb, ca să lăsăm partea cu războaiele, de ce a creat Dumnezeu puricii și țânțarii? Și atunci, pentru fiecare om, pentru fiecare creștin, întrebarea este foarte destrâns în colț. Pot să spun eu multe, dar acum ce mă fac cu puricele? Pe purice nu poți să-l lămurești nici cum să schimbe dieta. Deci îi spui tu cât o fie el de inteligent și cât o fie el de deștept, de sportiv, țânțarul la fel, muzică, frecvență care ne încântă fiecare vară urechile. Nu poți să-i spui du-te și hrănește-te, du-te la floarea aia că e roșie și mănâncă de acolo. Cu toate că, din păcate, și acum ascultătorii sau telespectatorii de gen feminin să mă ierte, dar e numai întotdeauna femeia care are nevoie de sânge. Noi masculini ne mulțumim și cu flori, adică ei masculini țânțarii era să mă pun în aceeași categorie. Și nu știi ce să răspunzi în aceste momente dacă nu ești pregătit să dai un răspuns, da? Cum spune Scriptura, da. Totdeauna fii gata să dai un răspuns. Da. Întrebarea i s-a pus înapoi interlocutorului în felul următor. Ați uitat ceva? Că între capitolul 1 și 2 din Geneza și ceea ce întrebați dumneavoastră și ceea ce este real, există un capitol 3. Există capitolul 3 în care omul a întors spatele la toată ordinea pe care Dumnezeu a creat-o și a poruncit-o omului să se țină de ea și atunci toate vor rămâne în ordinea stabilită de Dumnezeu. Deci, ce legătură este între țânțar și om? Este o legătură pe care... În primul rând, Dumnezeu i-a făcut-o clară lui Adam, da. Adam și Evei, în momentul în care, așa cum am citit în Geneza 1:26, i s-a dat în stăpânire. Deci, omul a fost, de la bun început, legat cumva, în mod indisolubil, de restul creației lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a creat pe om, cum spunem noi, ca și coroana creației, l-a creat pentru domnie. I-a dat în grijă tot ceea ce crease Dumnezeu. Deci, între om, ca și cea mai minunată creatură a lui Dumnezeu și creație, a existat întotdeauna legătură indisolubile. Deci, în momentul în care omul a păcătuit, era în mod clar la îndemâna înțelegerii oricui că efectele a ceea ce a făcut el se vor extinde și asupra, deci prin activitatea sa, se vor extinde la creație. Iar există totuși, dincolo de toate acestea, deci de conexiunile logice, există un decret îngrozitor de dramatic și de tragic al lui Dumnezeu, prin care a hotărât să așeze creația sub un blestem atunci când i-a spus primei perechi umane blestemat să fie din cauza ta. Dacă ești bun să citești pasajul respectiv în capitolul 3, după căderea în păcat, unde spune ce ai făcut. Deci capitolul 3, versetul 11, încerc să citesc pasajul în care Adam poartă un dialog cu Dumnezeu și Domnul Dumnezeu a zis: cine ți-a spus că ești gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care îți poruncisem să nu mănânci? Omul a răspuns: femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie lângă mine, ea mi-a dat din pom și a mâncat. Observăm bărbăția omului cum aruncă vina pe femeie. De multe ori mai facem și noi lucrul ăsta. Nici femeia nu este mai prejos. Domnul o întreabă pe femeie și spune: ce ai făcut? Femeia a răspuns: șarpele m-a amăgit, aceeași pasare, și a mâncat din pom. Este interesantă atitudinea șarpelui, nu mai pune vina pe nimeni. Da. Și Domnul zice șarpelui: fiindcă ai făcut lucrul acesta, vrășmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Și femeia îi spune: voi mări foarte mult suferința și însărcinarea ta. Și acum îi spune omului unde ai vrut să ajungi: fiindcă ai ascultat de glasul femeii tale și ai mâncat din pomul despre care îți poruncisem să nu mănânci deloc din el, blestemat este acum pământul din pricina ta, cu multă trudă să scoți hrana în el în toate zilele vieții tale, spini și pălămidă să-ți dea și să mănânci iarba de pe câmp, în sudoarea feței tale. Și continuă Scriptura. Este în momentul în care l-ai citit, întotdeauna când auzi cuvântul lui Dumnezeu citit de cineva, spune credința vine prin auzire. Da. Auzirea cuvântului lui Dumnezeu este o chestiune specială, ascultarea cuvântului citită, deci prin aparatul auditiv. Pe mine m-au trecut fiori, blestemat să fie pământul, să ne ferească Dumnezeu de momentele în care avem impresia că fără harul și îndurarea lui Dumnezeu putem trăi bucurându-ne de viață,
pe un pământ blestemat. Deci atunci când ați vorbit Dumnezeu de blestemat fie pământul, trebuie să înțelegem prin asta absolut tot ceea ce vedem astăzi și de multe ori ne punem întrebări extrem de dure, ca și cele de ce e toată nenorocirea, de ce țânțarii se hrănesc cu sânge, de ce există sadismul pe care îl găsim la animalele carnivore. Da. Deci toate acestea au legătură, așa cum am spus, în primul rând cu actul acesta lui Dumnezeu și după aceea cu faptul că omul a fost făcut responsabil de la bun început. Romulus, timpul nostru este pe final, trebuie să încheiem emisiunea, chiar dacă eu mai aveam cel puțin 3 întrebări de pus, poate într-o emisiune viitoare. Trebuie totuși să concluzionăm. Am început cu această idee, este omul diferit de animale și am văzut că există diferențe între om și animale, chiar dacă n-am reușit să le punctăm pe toate, dar în principal am reușit să subliniem principalele diferențe între un om și cred că telespectatorii au fost edificați în această direcție. Este clar că prin decădere omul a ajuns într-o poziție chiar inferioară animalului, astfel încât Biblia îi spune măcar atâta, uite-te și tu, fii cu bun simț și comportă-te mai bine decât te comporți până acum. Deci este diferit omul de animale. Este diferit, sunt diferite animale și ele între ele. Totuși, diferența dintre om și animal, cea mai importantă, și cu asta vreau să încheiem, este dimensiunea divină pe care omul o are și animalul nu o are. Dragi telespectatori, cu acest gând vreau să încheiem. Aș vrea să petreceți mai mult timp în a vă cunoaște această dimensiune care o avem noi oamenii, dimensiunea divină, dragostea după Dumnezeu. Există câteva metode: Biblie, rugăciune. Rugăciunea este un dialog între noi și Dumnezeu. Eu vă sfătuiesc, fiți umani. Această umanitate a noastră este legătura pe care o avem noi cu Dumnezeu. Pentru că timpul este încheiat, timpul se apropie de sfârșit, trebuie și noi să încheiem. Vă doresc ceea ce îmi doresc și mie, o relație cât mai puternică cu Creatorul nostru. La revedere! La revedere!